Ok, salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un episod din Terraria. Și nu știu exact ce vom face azi, știu doar că va trebui să... Uitați, băgăm aici deposit all. Dar luăm așa, luăm stone wall-ul, băgăm și ăsta. Luăm copper ore-ul, luăm stone block-ul. Și mai luăm ceva. Copper bar. Hai să luăm și asta lângă noi, să-l avem. Și clay block, sand, life crystal. Asta ce că e șmecher, mă. Deci te rog. Anyway, luăm și un iron. Luăm și ăsta. Ok, hai să vedem acum. Mergem aici frumos. Facem iron bar-uri. Așa. Facem și asta. Așa, până rămânem fără cupru. Armurstat. Facem niște stone wall-uri. Ia să vedem ce avem aici. Mitsunaura Light, Shuriken, Gel, Fallen Star. Ok, trebuie să punem noi aici în colț o torsă. Mai punem una aici. Și mai punem aici. Ok, torța aia trebuie să dispară. Ia, așa o luăm. Luăm stone-ul de este aici. Și punem. Până rămânem fără. Și mergem aici frumos. Și mai facem. Stone wall. Așa. Până rămânem cu vreo 20 stone. Acum mergem și punem la loc. Așa, punem asta repede. Iar am rămas fără, iar trebuie să mergem să mai facem puține de astea. E ok. Gata, cred că e gata. Hai să omorâm și asta. Bă, nu știam câți doi, dar în fine. Ok, i-am omorât. Și acum ia să vedem noi ce putem face din acele Iron Anvil. Să facem un Iron Anvil, să-l punem aici, pe undeva pe jos. Și să mergem un Anvil. Deci putem face Empty Bucket, Iron Door, Heavy Workbench. Trash Can. Uite, putem să facem Iron Short Sword. Asta, Broad Sword-ul e mai... Ok, o să facem un Iron Broadsword. Ok. Și... Putem face un copo... Ah, deja avem. Iron Fence. Rope Coil. Chain. Ok. Momentan o să mai pun aici. Mergem să luăm de aici.
Astea două chesturi. Așa. O să las asta aici, deposit all. Așa, rename. Ok, anyway. Wood și ce rahas alea. Frate, prea multe chestii afară, mă pândesc. Dar hai totuși să ne încercăm sabia. Bă, sabia văd că dă binișor. Câte observ eu. Așa, hai. Bă, ba, pe toți nu-i problema. Hai mă, vină încă. Te-ai arasat, da. Vină mă încă. Așa mă. Mai vrei? Ce mai putea face noi? Ok, deci începe ploaia. O să avem nevoie în continuare de niște iron. Nici nu știu ce căcat a dat în mine. Sincer. Gata, mă, nu mai faceți gang. Așa. Ok, deci locul ăsta e destul de periculos. Din câte observ. Așa că o să stăm o perioadă în casă. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Mai avem dirt block, throwing knife, battle, shine potion. Rotten chunk, gel... Bumerang. N-am idee ce am putea face momentan. Ia. Dar totuși vreau să merg neapărat pe aici. Foarte mulți mi-ați zis că e foarte periculos locul ăsta. Dar na, încăpățânarea mea. Încăpățânarea mea e mare, deci sunt niște chestii care, nu știu frate, mă atacă. Și nu mă refer la Eater of Souls ăștia. Că ăștia va de ei, frate. Așa, bun. Wow, ce? Că nu știu pe ce am apăsat. Frate, nu, nu. Vreau să bat mulți de ăștia pentru că și că pică niște chestii interesante și acum o să apăs niște butoane. Iar am murit. Nu știu cum să fac să dispară harta aia de acolo, că mă enervează. Apăsăm butoane. Fuck, du-mă înapoi. Ia, settings. Map controls. Tab, da. Mă duc să-mi iau ea.
Ok, deci cred că am... Da, am pus armura prost. Ce asta? Ok, o să te omor pe tine. Ok, și o să iau din chest de aici astea toate. Lutol. Chestia asta o să țin aici și nu o să o folosesc. Frate, rahatul ăsta vine după mine până aici. Hai, o critică. Ah, nu, cum să pici, cum să dea critică. Pune, frate, o torță așa. Ok, muzica asta mă înspăim mântă. E cam... Ok, muzica asta e terifiantă. Așa, hai să luăm repede aerul nostru de aici. Așa. What the fuck? Ești mort! Mamă! Ce căcat e ăla? Ce căcat e ăla? Jură-te! Probabil. Adică nu că probabil, trebuie să asculte sfatul celor care mi-a zis băie din nu te aventura în locurile astea fără să ai niște chestii. Hai frate, și eu cum să dau dacă nu-mi schimbă pe să... A, vine dita mai, viermele din pământ, că cam aș el. Foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Da, deci eu momentan nu prea mai am idei ce aș putea să fac. O să caut pe net, să mă uit. Bă, ce pot să fac? Că eu chiar n-am nicio idee. Dacă voi știți cam ce ar trebui să mai fac eu în continuare, am zis că îmi fac o chestie. Vreau să-mi fac un arc. L-am văzut șmecherii aici. Uite mă, căcatul ăsta meu era să mă omoare. Ia veniți încă, mă, mânca mi-a țicuru. Așa. Luați de aici. Ok, nu știu cum funcționează arcul. Adică nu știu dacă trebuie să ochesc sau nu. Să țintesc, de fapt. Ia, se pare că vom vedea. Ia, hai, va. Acum nu dau de nimeni, nu? Când vreau și eu să dau de un monstru. No, cum să dau eu de un monstru? Bine că iau demi de la toate buruienile măsii. Oh, da. Ah. Ha, panara mea la revenit. Ok. În fine, mi-a trebuit mie monștri. Mi-am dat seama cum se controlează arcul. Ai mâncat-mi.
Da, deci se pare că voi folosi chestia asta. Și cred că aici se încheie și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți sugestii, nu uitați să le adresați în secțiunea de comentarii. Și na, vă aștept la următoarele episoade. Deci, la revedere!